dragostea lui Dumnezeu. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Fica mea avea 3 ani și își dorea o păpușă anume mai mult decât orice. Acea păpușă era în vogă pe atunci și parcă toate fetițele o aveau, cu excepția lui Cher. Problema era că noi nu ne permiteam să-i cumpărăm o păpușă. Aveam 2 copii, iar eu eram singura care susținea financiar familia, deoarece soțul meu își reluase studiile. Viața era dură și aveam niște obligații destul de grele. Erau facturi de achitat, mâncare de cumpărat, taxe școlare de plătit. Înțelegi ce vreau să spun. Așa că i-am zis, draga mea, noi nu avem destui bani să-ți cumpărăm păpușa, dar o să-L întrebăm pe Iisus ce părere are și, dacă este voia Lui, o să primești și tu o păpușă. Așa că ne-am rugat pentru acest lucru. După câteva săptămâni, a venit la noi fetița vecinilor, Lisa, și a întrebat dacă noi aveam respectiva păpușă. Atunci, fiica mea i-a răspuns că nu o aveam. După încă o săptămână sau două, era ziua de naștere a lui Cher. Ce să vezi? Lisa a venit la noi cu o frumoasă păpușă de 50 de centimetri. Era pur și simplu adorabilă. Și Lisa ne-a dat și explicația. O prietenă a vrut să-mi dea una dintre păpușile ei, fiindcă avea 2. Dar eu m-am gândit la Cher. Dumnezeu e bun. El lucrează pe căi tainice pentru a ne arăta că ne iubește. El ne invită să ne încredem în El și vrea să ne învățăm copiii să facă la fel. Ne spune că, dacă aruncăm asupra Lui toate îngrijorările, El se va îngriji de noi. Nimic nu rămâne neobservat de Dumnezeu. Tot ce contează pentru noi, contează și pentru Dumnezeu. Iar El ne invită să-I prezentăm totul în rugăciune. Acel moment a fost crucial în viața fiicei mele. De atunci încolo, ea nu s-a mai îndoit niciodată că Dumnezeu o iubește. Iisus îi împlinise dorința inimii, iar ea țopăia de bucurie. Dumnezeu este bun, nu crezi? El răspunde la rugăciuni. Din acea clipă, fiica mea a crezut că Iisus o iubește atât de mult, încât se gândește la ea și îi răspunde. Astăzi, fiica mea este asistent social. Lucrează cu copiii și tinerii și îi ajută să ia decizii bune în viață. Îi place foarte mult să le povestească întâmplări de când era ea mică. Până în ziua de azi, ea își aduce toate îngrijorările în fața Domnului. Tată Ceresc, îți mulțumesc că te-ai apropiat de noi și ne-ai arătat tuturor dragostea ta.